Taca, 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 taca. Asta e, mă, frate. Și am prezentat și cheia. Bine ați venit la Stax TV, material Moto Review. Ce zici de treaba asta? Nici eu nu mă așteptam la titlul ăsta, acum mi-a venit pe secundă. Avem o motocicletă de la BMW, am zis să începem cu ceva light, așa cum am început cu mașinile, am luat Volvo, tot așa am luat de la BMW această motocicletă, care este un BMW R1250R. Nu, n-am zis eu de două ori, așa se numește motocicleta. Nu știu ce vedeți voi în spate, probabil că voi considerați că vedeți un naked. Oamenii de la BMW consideră că văd un roadster. Și de ce e roadster? Păi este roadster pentru că e o motocicletă cu o capacitate cilindrică de 1250 de centimetri, poate nu chiar exact, un pic mai puțin, cu o greutate undeva la 240-250 de kilograme. Un motor de BMW, după cum știți, boxer, se vede frumos acolo în lateral. Este accesorizată față de prețul de plecare de 13.000 de euro până la 18.000 de euro, cu un pachet dinamic, cu suspensie, cu pachet de portbagaj, cu navigație, cu evacuarea Krapovici, care costă doar 800 de euro, lucru care mi se pare foarte cool, pentru că poți comanda din fabrică și scapi de toate problemele ulterioare, de cine mi-o montează, cine mi-o aduce, e omologată, nu e omologată. Ai luat-o din fabrică și ai scăpat de această problemă. Foarte multă lume am văzut că vorbește despre șa, este o șa mai lată decât la majoritatea motocicletelor, dar mie personal, fiind la 1,87 m, nu mă incomodează cu absolut nimic. Motocicleta are și suspensie reglabilă pentru cei mai mici de înălțime și vă puteți regla poziția pe motocicletă așa cum vi se pare cât mai confortabil vouă, pentru că v-am spus, motocicleta are 250 de kg aproape. Dezvoltă undeva la 136 de cai putere, dar ce este fantastic este cuplul de 143 de Nm, care, după cum o să vedeți în filmarea în care vom testa motocicleta pe drum, răspunde foarte ok de la orice, pe orice plajă de turație. Tot așa, când m-am urcat pe motocicletă, pentru că nu m-am mai urcat de multă vreme, am rămas surprins de cel mai tare ecran digital pe care eu l-am văzut în viața mea, la o motocicletă cu grafică, cu informații, cu Bluetooth, cu navigație, cu senzori de temperatură în pneuri, cu presiune ulei, temperatură ulei, câtă benzină, câți kilometri, ce consum. Băi, nene, aproape ca la mașini, ești nebun, adică am rămas plăcut surprins de tehnologie. Este dotată cu sistem antiderapaj, cu ABS, cu, v-am spus, suspensia gestionată electronic, modul de condus, are mod de ploaie pe care eu l-am testat ieri pe propria piele, din cap până în picioare. Are o transmisie prin cardan, după cum știți, BMW-ul nu se dezminte și păstrează aceeași transmisie. Nu am simțit la nicio inferioară, la nicio frână, la nicio chestie, nicio problemă, nicio trepidație, niciun zgomot. Am auzit, pentru că fiind prima motocicletă la care facem review, că au schimbat băieții de la BMW culoarea butoanelor din switch-uri și le-au făcut negre, și asta e un lucru foarte bun. Din punct de vedere al designului, mă bucur că există acel belly pen acolo. Eu sunt fan belly pen la orice naked, adică orice naked l-aș face super sport, dar doar să aibă ghidonul drept, ca să ai o poziție mai confortabilă în oraș. Avem acel portbagaj pe care eu îl urăsc și transform motocicleta asta într-o motocicletă de bătrâni, dar probabil că și eu o să ajung în punctul ăla în care, dacă aș merge cu motocicleta, aș avea nevoie de portbagaj, pentru că... Hai să vedem cum merge fiara și cum se aude Krapoviciul. Pe vremea mea nu erau de-astea, știi? Și acum am zis să bag ea în contact, știi? Și zic, opa, stai așa că e buton, ești nebun? Zic, n-am unde să bag ea. Și am apăsat butonul. Și când am apăsat butonul, frate, zic, băi, ești nebun? În ce joc am intrat? Bun, hai să închidem un pic viziera asta heliomată a căștii Bell Isle of Man, pe care o port cu mulțumire celor de la Biker Mag,
pentru această cască. Chiar viziera heliomată iarăși mi-a dat reperele peste cap. Zic, da mă frate, și mie o vizieră de aia neagră. Păi stai mă frate, că acum suntem în 2019 și avem vizieră heliomată. Zic, bă, ești nebun, vreau. Și uite că mi-a dat omul. Și într-adevăr este senzație. Uite-te cât de negru sunt, ce bine e. Eu sunt așa entuziasmat pentru că n-am mai mers pe motocicletă de mult timp. Am avut și eu o Yamaha XT660 Supermoto și un Kawasaki Z750 Naked. Și această motocicletă o să compar cu ele pentru că experiența mea a fost cu aceste motociclete. Și avem aici la acest BMW R1250R un amalgam de Naked, Supermoto și Roadster, spune R-ul de la BMW, care îl găsiți și înaintea și după cifrele care reprezintă capacitatea cilindrică a motocicletei. Motocicletele mele sau motocicletele conduse de mine, tot timpul când mergeam la turație scăzută, motocicleta simțea nevoia să mă dea nas în gât și așa mai departe. Aici la BMW mergem în treapta a treia la 56 de km la oră, după cum vedeți, undeva la 3000 de ture. Motocicleta are cuplu, se conduce frumos, mai ales că nu am parbriz aici în față și am acest display cu ghidonul drept. Chiar mă simt pe un supermoto și îmi dă încredere în mine și mă bag în trafic printre mașini ca și cum aș merge cu un supermoto în oraș. Este destul de manevrabilă motocicleta, chiar dacă vă spun, eu nu am mai condus de ceva vreme. Motocicletele sunt destinate oamenilor mai calmi, mai cumpătați. Nu e ok să fii așa agitat pe motocicletă pentru că este foarte periculos și transformăm distracția în cu totul și cu totul altceva. Revenind la motocicletă, haideți să vă povestesc despre manșoanele încălzite, de exemplu, pe care eu le-am folosit ieri. Eu le-am folosit ieri și vă spun că a fost prima experiență în care am condus o motocicletă pe ploaie torențială ploaia, în București. Mă luase frigul, trebuie să recunosc, și am pornit manșoanele încălzite, care au două trepte. Băi frate, la 30 de secunde, 40 de secunde după ce am pornit manșoanele, mi-au luat foc efectiv mâinile prin mânuși și a trebuit să trec la treapta 1 de încălzire și totul a fost ok. M-am simțit foarte bine, m-au ajutat enorm manșoanele încălzite. Pe lângă manșoanele încălzite, motocicleta asta are moduri de condus și le avem pe Road, Rain, Dynamic și Dynamic Pro. Eu am folosit ieri modul Rain, care s-a comportat aproape fantastic, pentru că am fost pus în niște situații în care am intrat în niște bălți unde n-am mai simțit efectiv motocicleta pe asfalt, iar sistemele de stabilitate și ABS și-au făcut treaba cu succes și am ajuns întreg acasă. Chiar dacă probabil printre motocicliști sunt și oameni care nu vor aceste sisteme sau sunt împotriva lor, nu văd de ce ai fi împotriva unor sisteme care te ajută în momente critice. Eu sunt pro sisteme, mai ales că ai posibilitatea de cuplării, deci dacă ești smeu paraleu, poți să mergi tu să faci drifturi și ce îți mai dorești. Asta m-a impresionat, ABS-ul, frânarea motocicletei este senzațională, se oprește fantastic. Eu mă opresc în hopuri pentru că nu sunt obișnuit, eu la motocicletele mele frânam cu aproape 3 degete. La BMW-ul R1250R o pot face cu un deget, e foarte simplu, frânează foarte tare motocicleta. Ajutată de sistemul ABS putem să strângem maneta cu încredere. Referitor la partea de accelerare, probabil că ați văzut sau nu, dacă nu o să vedeți, motocicleta accelerează destul de repede, chiar dacă turația ei se oprește undeva la 9000 de ture, motorul fiind boxer. Cu sunetul ăsta specific și cu tipul ăsta de accelerație, eu o simt așa ca o locomotivă, mi se pare că trage ca o locomotivă diesel de un tren marfar, bă, trage fără
fără niciun fel de stres. Fără niciun fel de stres, iar acest tras, în ghilimele, probabil că vedeți ghilimelele mele aici pe ecran, acest tras vine ajutat de schimbătorul Quick Shift, care vine pe această motocicletă. După cum vedeți, treptele se schimbă mult mai repede decât le schimbam noi înainte la cutia crabotată de pe motocicletele personale. Puteam să facem asta fără ambreiaj oricum. BMW-ul ne asigură că e mult mai smooth acum și după cum vedeți, eu sunt în Adidas, lucru pe care nu-l recomand, dar nu au ajuns ghetele, din păcate. Da, cu niște cizme hotărâte facem asta și la cutiile normale, fără să mai strângem ambreiajul, cu toate că nu suntem la curse aici și nu ne avantajează foarte tare, dar motocicleta asta este echipată cu acest short shift, în ghilimele. Display-ul m-a impresionat când am apăsat o dată în jos, de două ori de fapt. Am rămas plăcut surprins. Te rog eu frumos, nu mă face de râs acum. Nu, probabil că nu merge în mers, tocmai pentru a nu ne distrage atenția. Eu am făcut asta la un semafor, m-am oprit și am apăsat pe un buton, pe butonul ăsta de meniu, și m-am șocat când am văzut că am afișate temperatura uleiului și presiunea în anvelope. Am zis, bă frate, ești nebun, am îmbătrânit rău de tot. Uite schimbatul ăla rapid, de care vă spuneam eu. Merge motocicleta, poziția pe motocicletă este mai mult decât confortabilă, fiind un naked roadster sau roadster naked. Hai să vedem un 5, nu i-am dat treapta 6-a niciodată până acum în oraș 3 zile. Hai să vedem de la 87 la oră, în treapta 6-a. Trage ceva, are cuplu, nu? E așa, mi se pare că motoreta are cuplu și trage și în treapta 6-a de la 2000 de ture. Se simte fenomenal pe drum. Mi-e foarte greu să fac comparații pentru că eu n-am mai mers cu motociclete 2019 și sunt ferm convins că toate motocicletele astea noi vin cu sisteme de siguranță, ESP, ABS, mașoane încălzite, reglare zi, reglarea suspensiei, chiar BMW pe GS, dacă nu mă înșel, are suspensie reglabilă electronic pe înălțime, ești nebun? Avem și pe motocicleta asta sistemul de suspensie controlat electronic și avem, după cum ați văzut, mai multe moduri în care putem seta și suspensia este pe auto, road, dinamic. Acum am schimbat în funcția dinamic. O să vă spun dacă simt, m-a surprins frânarea, nu curba. Da, este amuzant că eu sunt obișnuit, v-am spus, eram obișnuit cu motocicletele astea mai vechi și trebuia să strângi de frână, tata, ca să te oprești. Aici nu e cazul, avem pe față două discuri de 320 de mm cu etriere Brembo de 4 pistonașe pe față, adică ajutat cu un sistem de ABS. Nu pot să spun că nu pot să spun că motocicleta asta nu oprește bine rău de tot, sau oprește bine rău de tot în comparație cu motocicletele pe care eu le-am condus. Nu știu față de alte motociclete din clasa ei, nici nu știu dacă sunt foarte multe motociclete în clasa asta de roadster. Ce n-am încercat niciodată este partea de pilot automat de motocicletă. O să o încerc la întoarcere, jur că ne întoarcem pe autostradă și chiar... Hai să schimbăm, repede! Repede, da? A schimbat repede, da? Hai că schimbă repede, n-ai ce zice. Nu poți să zici că nu schimbă repede motoreta asta. Chiar schimbă repede. V-am spus, mi se pare foarte manevrabilă pentru greutatea de 248 de kg, dacă nu mă înșel. Sper să nu greșesc. Nu m-am priceput niciodată la cifre și memoria nu m-a ajutat niciodată, dar este o motocicletă grea și am simțit-o la semafor. În momentul în care o înclin mai mult decât ai vrea, te trec niște emoții că nu mai poți ridica, dar
greutatea asta a motocicletei nu mă dezavantajează absolut deloc în mers, ba chiar cred că îmi conferă un stil de mers mai sigur, așa o simt eu, echilibrată, frumos, elegantă, virează bine, este foarte agilă din punctul meu de vedere, poate că un naked de 700, 600 sau 1000 cu siguranță o bate la nerv, la zvâc, la sprinturi, dar nu cred că asta vrea să demonstreze BMW cu această motocicletă, cred că vrea să ne prezintă o motocicletă pentru plimbări, nu este o motocicletă de oraș, vă dați seama că nu ăsta este scopul ei. Vine, după cum vedeți, poate fi dotată cu sistem de navigație, bineînțeles. Dacă nu reușești să ai sistemul de navigație, cum nu-l avem nici noi pe această motocicletă, te poți conecta la BMW Connect, există o aplicație pe telefon care o poți descărca gratuit pe telefonul tău smart și te poți conecta la motocicletă prin Bluetooth. Din aplicație poți să-i dai o destinație și motocicleta îți va arăta cu telefonul în buzunar sau în rucsac. Motocicleta îți va arăta pe unde trebuie să mergi. Deci avem și pachetul de navigație. Dacă aveam Bluetooth în cască, auzeam și indicațiile navigației. Îmi pare rău că sunt pe modul de ploaie. Am rămas acolo, nu știu cum am făcut. Hai să trecem pe Dynamic Pro. Îmi pare rău că nu am studiat mai mult aceste moduri de condus și nici n-am făcut foarte mulți kilometri cu motocicleta ca să văd diferențele. O simt un pic mai rigidă acum. Cred că am întărit suspensia pentru că deja drumul ăsta nu mai este atât de bun după cum îl știam. Ia să vedem pe modul road. Poate să fie doar în capul meu și să nu facă nimic la suspensie, dar chiar și așa. Oh, avem localitate. Mare grijă la viteză, frate, pentru că pe motocicletă nu o să simți niciodată viteza cum o simți în mașină, culmea. Întotdeauna pe motocicletă ți se pare că mergi mai încet decât mergi, sau poate asta mi se pare mie, doar mie, și atunci sunt eu greșit. Asta este. Foarte mare grijă cu motocicleta, pentru că pot apărea tot felul de situații pe asfalt, ulei, tot felul de lucruri lăsate, pământ, nisip, balegă și așa mai departe, lucruri care îți pot pune viața în pericol și nu ai de ce să faci asta, pur și simplu încercați să mergeți prudent. Nu, eu nu văd, eu nu-mi dau seama de diferențe, dar sunt ferm convins că sunt oameni mult mai bine pregătiți care pot vorbi ore, probabil, despre transmisia asta pe cardan față de transmisia pe lanț. Stați că domnul dă cu spatele, nu-i problemă. Nu-i problemă că noi avem frâne de 320 cu 4 pistonașe. Motocicleta, am uitat să vă spun, este dotată cu o evacuare sau o tobă finală, n-am fost atent, dar cred că e toată evacuarea. Akrapovic poate veni cu această dotare din fabrică. Dacă nu mă înșel, opțiunea costă undeva la 800 de euro, ceea ce nu mi se pare deloc mult, raportând la prețul motocicletei, raportând la calitatea materialelor de la Akrapovic, raportând la faptul că o poți comanda din fabrică și atunci vine totul omologat și așa cum trebuie, nu îți mai bați tu capul cu alte evacuări de cumpărat, de montat, de pus, de probleme cu poliția și așa mai departe. Băi, vă mulțumesc că v-ați uitat. Dacă vi se pare util și interesant și partea asta de moto, vă rog să ne scrieți în comentarii, să ne dați share, like și subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Aveți un clopoțel acolo pe care dați click și în momentul în care noi postăm ceva, bing, telefonul vă notifică. Mulțumesc partenerilor de la Biker Mag. Mag, auzi, Mag.
bikermag.ro pentru cască și pentru că mi-au arătat viitorul cu viziera heliomată. Le mulțumim celor de la BMW România pentru că au avut încredere să ne dea așa de început o motocicletă de 1200 cm să facem noi haos cu ea. Sper să o duc întreg acasă. Asta e tot ce vă să vă spun. Asfalt uscat cum era, fir întins, băieți. Ok. Ah, cum am plecat ăla, mă, cu cheia mea? Du-te că ne vedem la casa Vlăsia. Ei, dă-mi cheia din ghiozdan. Pentru că tehnologie, înțelegi? Mi-a arătat acolo, domne, n-ai cheie. Taca, 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 taca. Asta e, mă, frate. Și am prezentat și cheia. Ce, ce depășeam? Eu am uitat, mă, că filmez. Eu am uitat că filmez și trebuie să vă arăt chestia asta. Eu v-am spus, eu sunt foarte agitat. De-aia am și renunțat la motocicletă. Am zis, bă, viața e prea frumoasă, bă, ca să nu mai trăiești. Așa că, de la BMW la BMW, vorba aia. Așa că renunță, frate, la motoretă, că nu-i de tine, n-ai cum să mergi liniștit. Așa că am renunțat la motocicletă, dar acum m-am reîntors pe două roți pentru a face review, pentru a vă spune cu cuvintele mele ce simt conducând această motocicletă BMW R1250R, da, așa se numește ea, mulțumită celor de la BMW România, facem acest test, vă spun ce simt, cum simt.